Serviciurile auto din județ sunt în vizorul ITM Hunedoara. Inspectorii de muncă hunedoreni au verificat peste 20 de agenți economici din județ care își desfășoară activitatea în domeniul de întreținere și reparare a autovehiculelor. În urma controalelor au fost aplicate aproape 40 de sancțiuni contravenționale, fiind dispuse tot atâtea măsuri pentru remedierea neconformităților constatate și respectarea prevederilor legale. În acest domeniu de activitate, angajații sunt expuși la o gamă largă de riscuri de accidentare la locul de muncă, precum intoxicare cu substanțe chimice, ventilație insuficientă, temperaturi extreme, dar și altele. În acest sens, pentru a verifica dacă angajatorii respectă normele în domeniul sănătății și securității în muncă, inspectorii ITM Hunedoara au verificat mai multe serviciuri auto din județ. Au fost controlați un număr de 21 de angajatori, având un număr de 87 de lucrători și s-au depistat 38 de deficiențe. Au fost sancționate cu avertisment toate cele 38 de deficiențe, deoarece acestea nu au avut un grad ridicat de pericol. Dacă exemplificăm, printre deficiențele frecvent constatate în domeniul sănătății și securității muncii, au fost următoarele. Angajatorul nu a evaluat riscurile pentru sănătatea, securitatea în muncă pentru toate posturile de lucru sau funcțiile unde lucrătorii își desfășoară activitate. Angajatorul nu a asigurat controlul medical la angajare sau periodic pentru toți lucrătorii. Angajatorul nu a procedat la instruirea și examinarea periodică și eliberarea de adeverință de către un operator RSVTI a personalului auxiliar ce deservește dispozitive de ridicat, vrat macarale și cele cu acționare manuală. Angajatorul nu a identificat toate zonele cu risc ridicat și specific din unitate. Mai au fost probleme cu semnalizarea și securitatea la locul de muncă. Operatorii economici au la dispoziție între 5 și 20 de zile pentru a remedia toate neconformitățile descoperite de către inspectorii de muncă.